Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în timpul unei vizite de lucru în raionul Glodeni, a trecut pe la o livadă performantă de cireși din satul Cobani. Șeful cabinetului de miniștri a discutat cu proprietarii plantației despre provocările din agricultură și ajutoarele pe care aceștia le pot solicita din partea statului. Valeriu Gheorghiță, proprietar, bine ați venit la noi la Cobani! Familia Gheorghiță deține o livadă de cireșe și una de caise, întinse pe o suprafață de aproape 40 de hectare. Anul trecut, fructele din livada lor au ajuns pe piața Uniunii Europene. Marfa care colectăm, de la început ajungea în Rusia, dar începând din anul 22-23, au început să ajungă și în Europa. Deci anul trecut au ajuns cireașe din livada dată în Franța. Prea anul trecut au fost undeva 10 tone la hectar, în 21 au fost 15 tone la hectar. Foarte important că ei au făcut această tranziție de la piața incertă și prețurile mai mici din est către piața mare de aproximativ 500 de milioane din Uniunea oameni. Oameni bogați, oameni prosperi în Uniunea Europeană. Anul 23 a fost unul foarte bun pentru afacere, pentru că au exportat în mod special cireșe la prețuri foarte, foarte bune. Plantația de cireși este dotată cu un sistem de irigare performant. Recent, cu sprijinul financiar al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, fermierii au construit un depozit frigorific unde pot stoca cele 7 soiuri de cireșe care vor crește în livadă. Anul trecut am strâns prima roadă. Noi acum suntem în tratativ cu dieță și frigiderul și multe condiții care le facem. Vrem să implementăm Global Gap ca să putem exporta în Europa. De pe livada care deja face a 4 ani în ăsta, am strâns undeva 15 tone la hectar. Una dintre problemele discutate cu premierul a fost deficitul forței de muncă. Din an în an, tot mai puțin zilieri. Am început, vin din satele vicini, în timpuri ne descurcam numai cu cetățeni din sat Cobani, adică zilieri la Cobani, acum vin din satele vicini, îi remunerăm bine, dacă omul vine face la 500 la 1000 de lei pe zi, înseamnă că acasă e foarte bine și la cures, și asta e o livadă, după cum vedeți, e pietonală, adică omul culege de jos, nu trebuie să urce în copac, nu trebuie să urce pe scară. În anul 2023, Republica Moldova a exportat 16.000 de tone de cireșe, în valoare de 22 de milioane de dolari, astfel încât livrările către Uniunea Europeană au crescut de aproape 13 ori.